Deșteptarea. Următoarea știre este din Suedia și n-aș fi văzut-o venind de acolo, dar se pare că oamenii... Ce tot de roxetă? Așa zi. Când e de tras chiulul de la muncă, de la școală, când e de tras chiulul în general, oamenii sunt inventivi, viată, până și în Suedia, unde ai fi zis că sunt mult mai serioși, de frig măcar. Acolo, un cetățean în vârstă de 28 de ani, Andreas îl cheamă, a găsit o metodă inedită de a scăpa de muncă și a sunat propriul număr de telefon pentru un total de 55 de ore. El era... Stai mai puțin, ce muncea? Era consultant financiar. Așa. Și jobul lui era să... Vorbească cu oamenii la telefon. Ofere despre... consultanță telefonic. Așa. Altor oameni. Și el ce s-a gândit să facă? Și-a sunat propriul număr de telefon și l-a ținut ocupat. A, și ținea centrala ocupat, da, dacă suna altcineva? Da, suna și dădea că e angajat într-o altă convorbire. Știi cum e la noi. Da, da, da. Sunteți pe fir, sunteți următorul... Exact. Exact, în lista el, priorităților. Cu ce a greșit e că a exagerat și ea de la companie s-au prins la un moment dat că avea apeluri care durau cu orele. Și nici n-avea probabil productivitate. Deci dai seama. Și se suna, lăsa la acolo cu orele și se juca ce făcea el pe acolo și ce-a făcut el prin casă, că bănuiesc că lucra și de acasă în contextul ăsta pandemic. Cert e că le-a spus angajatorilor că este nemotivat. Adică motivația lui de a lucra este extrem de scăzută. Deci, nu-i plăcea la muncă. De unde vezi, da, e bine să faci ce-ți place în viață, că altfel ajungi în situația asta în care îți dai mai mult interesul să chiulești decât să muncești. Eu nu cred că era singurul care a chiulit în perioada asta. Uite, 10 martie, 5 mai e perioada în care a făcut treaba asta. Da, da, da. Deci încă erau prin case oamenii inclusiv eu, acolo. Eu, sincer să fiu, am senzația că la noi se practică pe scară largă metoda asta în ceea ce privește call center-ele. Că oriunde suni și ai nevoie la un call center să vorbești cu un operator, că e de telefonie mobilă, că e de la o companie aeriană, stai cu zecile de minute, dacă nu cu orele, și scântă melodiile alea până îți răspunde cineva. Deci eu de multe ori mi-am imaginat că și ea fac la fel. Lasă receptorul lângă, știi? Și-și bă, și acolo de viața. Apropo de asta, că, de vorbă, uite, se joacă, ce-or face ei pe acolo. Deviem de la subiect, am avut nevoie de o bancă în ultima perioadă și așa s-a întâmplat, să am nevoie undeva după ora 6. Și am zis că poate funcționează colțul, aceeași bancă, știi? Și mi-am luat și țeapa asta cumva, adică am pățit-o de două ori consecutiv fără să mă prind după prima întâmplare. Am sunat la call center, unde îți spune că ești primul. Băi, și am stat vreo jumătate de oră, știi? Da. De fiecare dată. Eram primul, sunteți primul în lista priorităților, rămâneți cu noi, tiridii, bam, 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 bam. Și la un moment dat m-am uitat la ceas și zic, băi, e trecut. N-am înțeles de ce n-au pus un robot după șase. Dar erai care... primul pentru mâine. Pentru mâine, da. Înțelegi? N-am înțeles de ce n-au pus robotul să spună și că suntem în afara programului, vă rugăm, reveniți mâine, știi? Da, da, cum da. Se întâmplă în alte cazuri. Da, mișto. Aici, pur și simplu, zice, rămâne, sunteți primul, sunteți prioritatea noastră. E păcat. La promoție. Înțelegi? Doar că durează un pic mai mult. Da, da. Deci se întâmplă și pe la noi să fie telefoane de genul ăsta, dar să revenim la suedezi, ba chiar la noi sau chiar la voi, da, nu vi s-a întâmplat să n-aveți chef de muncă și să faceți altceva? Sau dacă aveți colegi care au avut vreo metodă de asta, sau dacă cunoașteți vreo poveste inedită, adică... de a trage chiulul, adică nu că a spus că e bolnav cineva sau că... Astea sunt clasice. Da, nu, ceva mai deosebit. Fiecare e dator în viață cu un șeful mie rău. Exact. Și nu poți să vin astăzi. Da. La fel cum era clasicul solitar, nu știu dacă se mai joacă, nici nu știu dacă mai e pe... Nu cred. Cred că calculat și, pe computer. Și cred că pe telefon acum nici nu știu dacă mai are și mai joacă cineva... Solitar, e prea banal să faci treaba asta și să pierzi vremea. Dar dacă aveți vreo metodă de a pierde vremea sau de a, nu știu, afenta munca la jobul pe care îl aveți, dați-ne și nouă mesaje 0728 111 222. Așteptăm mesajele voastre, le povestim dacă e vorba de cele scrise sau le difuzăm dacă ne trimiteți mesaje audio. Uite cum am plecat noi de la suedezul ăla care se suna singur ca să nu muncească și am ajuns la o mulțime de mesaje pe care le-am primit în această dimineață. Vă invităm ca în următoarele minute să rămâneți alături de noi. Să nu, și să nu pierdeți nici măcar unul dintre mesaje, pentru că toate sunt foarte, foarte, foarte bune. Ca de exemplu, uite asta. Salut, băieți! În mecanică se practică un obicei destul de isteț. Te bați sub camion, îți legi mâinile de cardan cu ceva și faci nanii toată ziua.
Sănătate, Valentin din Călărași. Valentin, îți mulțumim. Deci nu numai că te bagi sub camion, înțelegi? Să îți lești și mâinile și... Pe casă, să nu cheme salvarea dacă îți răstignești mâinile pe asfalt. Te detenează cu cretă. Exact. Fii atent, alta. De la Viorel. Zice așa. Stăteai în stație și apărea pe afișaj că vine autobuzul în 5 minute, 3 minute, 1 minut. Așa. Și, surpriză, trecea un autobuz fantomă. Asta era metoda GPS. Se lua un GPS de pe un autobuz defect și așa se plimba cu o mașină de-a firmei respective pe linia, pe linia unde lipseau autobuzele. Asta se întâmpla în Torino, în Italia. Ia uite. Deci oamenii luau după autobuzul stricat. Uh-huh. GPS-ul. GPS-ul. Și îl plimbau cu o mașină particulară. Și dădea raport că autobuzul și-a făcut tura. Foarte tare. Cum pierdem timpul la locul de muncă? Cum păcălim munca? Practic, asta e subiectul din dimineața asta. Bună dimineața, băieți! Păi, când nu am chef de lucru, nu găsesc eu nicio scuză. Rog pe un coleg să-mi facă mie treaba și mai târziu poate are nevoie și el de ajutorul meu, nu? Vă salut, Dan din Oradea. Dar mulțumim... Metodă bihoreană așa, adică nu, nu se riscă prea mult. Da, și nu uite ce a făcut un tip din Statele Unite, ne zice cineva, și a externalizat întregul job la un indian. L-au prins și n-aveau ce să-i facă pentru că task-urile erau făcute perfect, iar în contract nu scria că nu e voie să faci treaba asta. Deci, asta practic, a dat unui indian. A subcontractat. A subcontractat. Da. Bravo. E adevărat că, până la urmă, înseamnă că are spirit antreprenorial și firma evident că n-are ce să-i facă. Dacă jobul e făcut, ce contează cine îl face și cum îl face? Corect, ia să mai vedem. Neața, eu lucram ca agent vânzări și aveam GPS pe mașină. Mutam mașina cam la jumătate de oră și eu mă învățam pentru un alt job. Silviu de la Brașov. Nu se pare tare? Ce asta e din metoda GPS-ul. Da, la jumătate de oră. Dar uite, vezi, suedezul ăla a greșit-o, că a forțat. S-a sunat doar pe el. Stătea cu orele. Uh-huh. Cum, uite, ascultătorul nostru, o mișca la jumătate de oră. Îți dai seama că dacă o lăsa cu, de, la un moment dat se puturoșea și o lăsa 3 ore parcat într-un loc, se prindea aia de la firmă ce face. Uite, ne-a dat un mesaj și Călin, ascultătorul nostru fidel din Finlanda. Și zice așa, eu lucrez ca operator CNC. Adică strungar frezor pe mașini cu comandă numerică. Când n-am chef de muncă, mă fac că mă sor piulițe, mă fac că mă gândesc la felul în care să pun piesa pe mașină, sau dau o gaură cu vreo 300 timp mai mică ca să pot să o șlefuiesc mult și bine la mână. Oho, când n-am chef, îmi găsesc modul în care să tai frunză la câini. Bine, acum el practic pierdea timpul, nu vrea să meargă mai departe și să muncească de adevăratele. Păi da. Asta nu înseamnă că făcea ceva astfel încât să nu mai facă chiar nimic. Nu, pe dar nu s-a pus problema neapărat de chiul total. Neața, eu încă joc solitar. Știi că spuneam că poate nu mai e la modă jocul solitar? Uite că e la modă jocul solitar, încă se mai joacă. Probabil că sunt aplicații în continuare care oferă posibilitatea asta. Păi îți dai seama că 100% există. Sunt oameni care sunt fanii fenomenului solitar, adică și or să fie întotdeauna, că până la urmă solitarul e, bunica îi zicea, pasență. Și dădea bunica pasențe, deci de o viață jocul ăsta. Ia să vedem ce mesaj. Mai avem un mesaj aici. Nu le putem da, din păcate, pe toate, dar o parte reușim. 95. Statele Unite, Los Angeles. Tânăr emigrant, dornic de muncă, într-un hotel de 5 stele. Mexicanii m-au oprit, colegii mexicani, și m-au învățat cum să pierd timpul. Așteptăm liftul fără să apăs pe butonul de chemarea lipsului. Tare fain. Stăteam cu zecile de minute așteptăm. Liftul, eram un room service pe vremea aceea. Păi, sunt mai multe componente aici. Prima componentă e asta cu mexicanii. Da. M-au oprit mexicanii. Da. Înțelegi? A venit unul din România în cazul ăsta. Tânăr entuziast. Exact. Strica cu chef piața de muncă. A zis, bă, ăsta e om de carieră. Ce caută el printre noi? Și m-au oprit mexicani. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Vă dați seama câtă rea intenție la Mexic, cât de putori erau. Ok, poți să zici că pierzi vremea la modul că vorba ta, te joci solitar sau faci ceva, dar să tu ai jobul să faci room service, te duci cu ceva mâncare la unul în cameră, da?
corect. Și ei preferau să stea, dar în picioarele, în fața liftului, cu zecile de minute, fără să facă nimic. Asta e ca povestea Lenin aici. Deșteptarea